Salutare toată lumea, eu sunt Max, iar astăzi alături de Dani jucăm The Bridges și am revenit cu seria asta, fraților, după o grămadă de timp în care pur și simplu n-am avut când să o filmăm, pentru că Dani s-a ocupat destul de mult de serverul lui și a muncit la chestia asta și nu e un server de Minecraft, pentru că o să-ți întrebați acum, Max, are Dani server de Minecraft? Nu, nu are server de Minecraft și n-are nici alt server încă, dar o să deschidă curând un server de Metin. De la care chiar am muncit și am pus mult suflet. Doamne, iar imediat ne face să plângem. Gen... Hai să fac o melodie tristă de fundal care are copyright, să luăm copyright amândoi, ce zici? Bă, e o idee bună. Având în vedere că o să deschid un server și ar trebui ca toată lumea să fie fericită și să fie totul fun și chestii, el ne face să ne simțim prost, gen, mamă, cât am muncit, sunt obosit în fiecare... Mi-au căzut... Doamne, cine o spart tot de aici? Nu știu. Eu am oase. What? Da. Cineva chiar le spart totul de acolo? Da. Hai că am găsit diamond acolo. Mă duc imediat să le iau. Ce am văzut, dar... Tu ai spart tu niște iron sau ceva prin mină, niște stone? Da, am o bucăți. Realizez că era mai mult iron acolo și tu nu l-ai văzut. Eu m-am dus și am văzut direct ironul. Gen, era săpat un pic în jos și fix acolo mai era iron. Hai că iau eu diamondul ăla, bă. Ai deja iron prăjit? Nu, mă fac. Păi... Și eu aproape am făcut, mai trebuie să mi se prășească o bucată care e aproape gata. Ah, ok. What? Cât de update sunt? De ce? Sunt obosit. Eu băgam crafting table, byron-ul și carbonele. Unde e diamondul ăla? Acolo. Ia atent cum îl astupă. Sunt numai două, azi, trei bucăți. Fac ternăcop, fă-ți, mai sunt 8,2 minute, fă-ți. Bine, nu dau acum pe rața aia să cauți. Pare de fier aici. Ok, că am făcut asta. Îți dau ternăcop de fier, ia, să nu mai faci tu. Da, perfect. Mamă, ce bine ne sincronizăm, bă, Max. Păstrează iron-ul ăla. Uite, mai găsit și iron. Hai că am mai găsit diamond. Oh, uite diamond. Hai că bine, să sperăm că o să ne facem măcar câte un chest pre... Nu, de fapt măcar eu un chest pre, că e cam greu să ne facem amândoi, dar... Depinde. Apuci dacă te duci în zone diferite ale mapei. Mă descurc. Sper. Te descurcești, Max. Nu faci tu prea multe, dar asta faci bine. Nu, de fapt, era, asta e definiția lui Dani, nu Max. Intrăm imediat în 2015, bă, Max, se schimbă treburile. Mamă, aștept Crăciunul, frate. Și nu neapărat știi pentru sărbătoare. Și eu că o să fie serverul de Metin. Mă rog, până atunci o să fie deschis, dar nu vă furnizesc mai multe detalii. Băi, aștept vacanța, să fiu mai explicit. Și eu, când o să ies din casă să lucrez la server. Exagerezi, numai despre asta vorbești. Deci, Dani, ce faci? A, apropo, mama știe mai multe de Metin decât știi tu, cred. M-a întrebat, gen, știi? Că a văzut, Dani, de ce stai atât de mult la calculator? A, eu folosesc niște programe, chestii, YouTube. A, ok. Ce vrei să zici, că înainte nu știa de YouTube? Știa, dar acum știe mult mai bine. Acum știe și funcțiile prestabilite și totul pe din afară. Funcțiile prestabilite de la YouTube sau ce? Tot, da, cum să pui taguri, cum să... What? De ce știi asta? E, ar trebui să mă întrebe pe mine asta. Oh. În cazul tău ar trebui să te întrebe cum să devii viral, nu viral pe YouTube. Adică vei să zici că eu nu sunt pe YouTube. Acum, nu mă prind. Dacă eu trebuie să... Să mor, tu mi-ai luat fierul. Ce nu-l pot lua? Păi ești nebunul pot lua. Tu vezi ce mine este... Deci, acum... Nu, stai, uite. Încearcă să iei fierul ăla, îl poți? L-ai luat? Nu. Nu-l poți lua, vezi? Lol, ce mișto update. De ce? Deci doar cine minează poate să-și ia blocul, gen blocul, minereul. Are o logică. E super. Da, Doamne, era chiar... să cad din mapă, cine a făcut groapa asta aici? Da, chiar ai grijă. Ai eu. Okay. Hai că am 11 diamant. Ai grijă, oh, tot... un diamant a căzut afară. Bă, ce un prost. Tu care ai săpat până la... La Dumnezeu. Bă, îmi trebuie mâncare. Ai și tu niște mâncare? Nu. Pe bune? Nu mai am. Mă duc să pun la prăjită asta.
Hai să mai iau niște căuli. Da, și pe Dani probabil nu știu exact de tare l-au zis, dar dacă l-au zis extrem de tare, cam ca mine, probabil o să au zis niște bâzii la el. Sper să nu se audă atât de tare. Adică se aude De fapt tare. nu buzid, e un foșnel mai mult. Mai mult un buzit. Adică nu buzit, da, e un foșnel, da. Că l-aud și eu permanent, eu m-am obișnuit că... Adică eu am o grămadă de culări aprinse și totuși nu aud. Bine, poate pentru că am unitatea cumva în spatele biroului, genii destul de departe de mine, dar ok. Bă, mâncare ai? N-am, Nu, sincer n-am. nu sunt animale afară ce ai. N-am fost. Am zis că nu A, nu e sunt. Valentina? Nu a venit la școală azi. Eu chiar nu m-am dus. Știu, mi-a zis. Mine mergi? Nu știu, că nu m-am simțit niciodată bine, sincer. Dar ok. Ai făcut la server de metina toată ziua. Nu prea, chiar am dormit, că mi-a fost rău și știi, am fost obosit. Bă, de acolo așa și am dormit o grămadă azi, ok. Da, bă, dar eu am dormit de puizat, eu cum am trezit, mă simțeam de parcă nu eram din lumea asta, știi? Eu niciodată nu mă simt bine. Dar ok. Gen cu școala. Am simțit că m-a respawnat. Da, tot să mă duc la școală așa tot, na. Nu lipsesc din orice, știi? Și tu? Am zis că nu lipsesc din orice. Și tu acum stă bine, ah, gata. What? Unde sunt animalele, M-am frate? mâncat urechea, bă. Ud, plus. Hai să-ți dau și niște două diamante să faci o sabie, că What atât the am. fuck, ce bugură de la 1.8 cu inventarul, știi? Eu știu, am intrat pe 1.7 la The Bridges. Ia astea două. Ce? Ia-le. Doamne, le-o L-am luat luat? eu. Nu. L-am luat eu. Vă vreau niște mâncare. Uite, am supe pentru tine, vino. Hai că bag și o bucată de carne. Nu vreau supe, că alea au saturație puțină de tot. Saturație? Ce cuvinte știi, bă, Max? De parcă ar fi un cuvânt atât de mare, saturație. Bă, e. Am două Aici, de prin astea. București, chiar e un cuvânt mare. Te-ai prins saturație. Grăsime. What? Colege. Mai fă, te rog, glume. Știu că te dai la Valentina. Da, zilnic e. E fluleța ta. Ar fi. E mai mult decât atât. E pet de pe Meti 2 all times? Tu nici nu știi ce e la pet, gen. Da, ba da, știu. Fel de update. Chestie pe care o downloadez ca să-ți meargă nou, cu nou update, nu? Pet. Patch ai zis, nu? Pet. Ai zis pet, e animalul de companie. O. Ei, știu și în engleză ce înseamnă pet, adică pet e un cuvânt gen. Chiar știu. Ca și cum îmi zici, nu știu ce înseamnă câine de pe metin. Ah, e un câine, a. În fine. Păi ești ăștia, bă, chiar dacă îmi pari. No, no hate. Am înțeles patch prima dată. Păi logic, când vorbește Dani, normal că el și mai și îmi vorbește și nu se înțelege nimic. Eu Că cam mai și nu piciorul în el. ratatul. Da, bă, știu. Are arfe cu mine. De când a făcut 40.000 de abonați. Și s-a prostituat. Adică de acum un an. A, de când o intrat la Illuminati cu 40.000 de abonați și are destul de abonați. Bine ai venit în club, Bă, frate. Max. Bine ai venit în club, frate. Doamne, taci. Lumea care o să creadă. Bun. Bine, ok. Ați te folosit tot gen ca să nu te mai creadă? Ce? Ați te folosit tot ca un fel de manipulare ca după să nu te mai creadă? Da. Bun. Nu ești așa prost, bă. Mă întreb dacă chiar o să lase cineva un comentariu. Ar fi fan. Bun. Ar fi. Oare există vreun român, de fapt, corupt? Mulți, probabil. Bă, eu nu zic că știu. Nu, asta chiar știu. E, presupuneri, știi, și eu așa. Da. Lasă subiectul. Sunt cu tine în echipă? Nu știu. Nu Am știu, mai cu dat mai tine. devreme diamondurile. Zi, nu știu, nu știu, ți-am dat diamondurile. Da, mi le-ai dat, de ce ești? A, lol, de ce vorbim despre Illuminati? Bine, e amuzant că unii nu știu cam așa ca idee ce e Illuminati. Și totuși, dacă aud de Illuminati, ceva gen, da, ratatule, tu ești De la Crăciun. satanist. What the fuck? Exact. Adică, dacă
Să zic așa, ca exemplu, nu zic că eu nu cred, dar dacă o persoană nu crede în Dumnezeu, și eu cred, adică nu am motive să nu cred, gen, nu înseamnă că e satanist, frate. Înseamnă că e agnostic. Da. Și că da, ce Tot, înseamnă. ba da, tot de la tine știu asta, l-ai folosit acum vreo 2-3 zile. Da, m-a învățat un coleg. În fine. Agnostic, gen, nu crezi în nimic. Mic. De fapt, nu crezi în creștinism. Da, crezi în Dumnezeu, parcă, nu? Poți Parcă. crezi în asta, nu mai știu, dar știu că nu crezi în creștinism. Mai departe nu știu dacă e vorba că ești ateu e dacă nu crezi în nimic. Probabil dacă crezi în creator sau de asta, știi? Hai să fac un print. De ce vorbim de Dumnezeu și de asta? Nu știu, e un clip de The Bridges în care lumea ar trebui să simtă bine uitându-se și noi vorbim acum despre... Bine, nu... Nu știu despre ce, de ce vorbim despre astea. L-a lăsat să bea de piatra mor după 15 minute. La base. Îți cam ca Dani. Nu, zic că e cam ușor să-i bați pe ăștia. Hai că mă duc să văd de unde mai poți să dai din ei. O, nu-i... A, uite-l. Nu muri. Fac ăsta, dădea bine, ești nebun. Lasă, te descuci tu. Ai murit? Da, mă uit pe tine. Cum te-a omorât? M-am dus într-un TNT, credeam că pot să sar și gen m-a lăsat cu jumătate de inimă. Mama, am crezut că am căzut din mapă. Mi-a stat inima în loc, ați văzut cum am căzut? Mi-a stat inima în loc, frate, dacă te uiți pe filmarea mea. Deci, uite-te, te uiți la mine. Bă, dacă dau de tine, mă uit. Îți pe insula cu nisip. Insula cu Într-un nisip, col. aia Mă, m-ai găsit? imediat, stai. Insula cu nisip. Hai, mă, că e numai una. Nu, dar gen sunt prins într-o mină, că am dat click pe albaștri. A, lasă atunci. Da, o să reușesc eu. O să fie prea târziu. Nisip, gata. Ok, ai mai găsit? Da. Ok, uite cum eram. Să-ți arăt ca idee, să vezi cât de... ce infart am făcut. Stai, aici era? Nu aici. Deci uite, eram aici, știi? Și nu știu ce făceam și mă dădeam în spate. Am apăsat pe în spate în greșeală și am căzut aici. Și cream că am căzut din mapă. Doamne, știi că nu știam ce e în spate. Logic. Doamne, eram... Eu sunt Dani, fac toți bani. Hai că o să te răzbun. Este. Deci scrie lumea încet. Mersi Max, ești cea mai tare. N-ai șosete în picioare. Oh, ho, ho, ai văzut asta? Da. Nice. Nice. This country is so boring. Nobody wants to dance. Ah, na. No? Da, bă. No, na, na, na. Nu-mi e somn. Nu ți-e somn și imediat ăsta doarme în confort, dar e ok. Bună idee. Deci, de ce filmăm numai la orele astea? Adică m-am gândit, de ce nu filmez fix cum vin de la școală să intru să mă joc și chestii. Sau de ce nu filmezi și mă aștept și pe mine că eu nu mă descurc singur la The Bridges și la Survival Games și filmăm gen de la ora... Stai. De la ora 8 până la 10. Nu știu, pentru că tu ai confe. Păi de la 8, am zis de la 8 la 10 și de la 10 aș avea confu. De ce nu faci confa în timpul zilei? Sunt la liceu. De-a zis, a, pentru ce e o problemă? A, pentru mine nu. A, nici pentru tine. Omule, te credeam mai altfel. Mai cu... Mai băiat serios, nu să merg la școală. Suntem ceva de genul. Bine-s tu. Zi, mă cunoști. LOL. Știi că Minecraft-ul e mai mult decât un joc? Da. Mi-am pus o comunitate. Alții, un YouTuber nu s-ar fi lansat dacă n-ar fi existat acest joc. Iar te-ai uitat la clipurile mele. Ce părere ai de cei care au pagini de Facebook false și nu vor să-ți dea accesul, te ajute? Da, e adevărat, am găsit o grămadă de pagini. Frate, există o pagină max și punct cu 5500 de like-uri. Și câte persoane care să creadă că ți-o ăla? Nu fără glumă, chiar m-a luat durerea de cap când am văzut. Cum să existe cu 5500 de like-uri?
Nu se pare cam ciudat? Și că cine spune ce semn e acesta, m-a primit un semn surpriză de la mine de Crăciun. Da, pe pagina aia. Și lumea chiar crede. Și după aia o să-mi zică mie, o să-mi comenteze la clipuri: Max, dar unde mi-e cadou? Că mi-ai promis cadou de Crăciun. Am câștigat acolo. Oh, fac, 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 vreau, vreau. O luat ei tot, ratații. Ai văzut? Am urcat la cor, nu? Nu? Da, Pe dar bune, uitam. nu? Uitam. Du-te pe ei. În buric. Dă-le în buric. What? Ce să le dau? În buric. Vezi că are particule, ies particule din el, cât de fain. Gata, ai distrus. Mai au rămas doi. Efectiv, i-am luat fiecare neuron și m-am blam. AP7. Da. Stai că ai zis-o mai aici. Omul, uite-te ce ratat e ăsta, se bagă în fața. Uite, mă, copile, singur. Are pantaloni, pantalonii mei, my pants, bro. Dar nu știu ce-a vrut să facă, dar și-o lua cam rectul. Gata, ați câștigat. Oh, GG. Bun. Păi da, cam atât cu episodul ăsta de The Bridges. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like și noi ne vedem data viitoare.